Antreprenorii din raioanele Nispureni, Ungheni și Strășeni au discutat cu președintele Parlamentului, Andrian Candu, despre oportunitățile existente pentru mediul de afaceri. Andrian Candu a prezentat mediului de afaceri beneficiile oferite de peste 20 de programe active, finanțate din bugetul public, precum și din surse externe. Pentru autoritățile statului a fost foarte important să vină cu anumite reforme ca să facă viața unui om de afaceri mai ușoară. Și atunci, o primă țintă a fost să pună accent pe tot ceea ce înseamnă control. S-a trecut pe revistă și s-a analizat câte licențe, autorizații sau tot felul de permise sunt necesare pentru a face o afacere. Și de la peste 100 și 114 de autorizații, permise și licențe, s-a scăzut la 150. Dar în continuare încă mai sunt analizate și cele 150 care au rămas pentru a ajunge la un număr și mai mic. Vă aduceți aminte sau voi ce știți că abia este în implementare raportarea la tot ce înseamnă salariul. Există 5 rapoarte sau existau 5 rapoarte. Acum de ce a fost votat în Parlamentul o altă reformă care presupune că de 5 rapoarte și de 5 rapoarte se face unul singur. Existau peste 55 de instituții de control. Ele au fost simplificate, lichidate, în așa fel încât astăzi există doar 13 din ele și mai mult că atât, asta nu e sfârșitul reformei, urmează să lucreze în așa fel încât să fie concentrație doar pe câteva elemente de control. Ce înseamnă fisc și autoritățile fiscale, ceea ce înseamnă regulator și sunt 13 regulatori, sau ceea ce înseamnă spălarea banilor și finanțarea terorismului. Deci oamenii de afaceri să nu mai aibă de a face, scuzați-mi pleonazmele, dar oamenii de afaceri, oamenii din business să nu mai aibă interferență cu foarte multe autorități de control. Antreprenorii au salutat optimizarea numărului instituțiilor cu funcții de control, simplificarea proceselor și reducerea controalelor. Astfel a fost pusă în discuție procedura de introducere a ghișeului unic pentru actele permisive și reducerea de la 5 la 1 a numărului de rapoarte pentru salarii, impozite și asigurări. Cândva, în Republica Moldova, noi avem la fiecare stații de cale ferată din Republică, începând la nord până la sud, era momentul unde putem loc, unde putem să încărcăm. E calea care avem noi. Ar putea să ducem și acum, încarcă de la nord și du la Ungheni, încarcă de la centru, încarcă de la sud când unii spart și nu-i chip de dus la sud, dacă e convenabil, și du la Ungheni, reîncarcă în vagoane cu cale de lărgime europeană și se hotărăște întrebarea. De multe ori mi se adresează și partenerii din Bulgaria, chiar din aceeași România, să ne colaborăm împreună și să hotărâm întrebările astea. Dar și noi, asociația am pune, ne trebuie un suport, ne trebuie o hotărâre, dar să putem să rezolvăm problema dată. Avem un gen acolo și rampă pentru a încărca și multe altele. Ele sunt militare, e imposibil. O pondere destul de semnificativă în costul pentru transport a mărfurilor este utilizată pentru a subvenționa transport de pasageri, care practic în toate țările din lume este subvenționat de către stat. Dar aici înseamnă că el subvenționat de către generatori de mărfuri. Cred că toate trei aceste abordări, avem toată speranța și vedem cum merge destul de bine acest proiect, ne permite să rezolvăm mai multe întrebări și nu pur și simplu nu pur și simplu cu reducerea prețurilor, noi distrăcăm drumurile, vedem care este consecință, Giurgiulești tot e plin de obicei, uneori stau rânduri de tiruri până la 100 și mai mult și așa mai departe. De asemenea, șeful legislativului a discutat cu oamenii de afaceri despre implementarea programului PARE 1+1, activitatea fondului de garantare al creditelor, subvenționarea de către stat a creării noilor locuri de muncă. La audieri au participat oameni de afaceri din Nisporeni și din localitățile din zonă, reprezentanți ai autorităților locale, Ministerului Economiei, Agenției pentru Investiții și Plăți în Agricultură, UDIM și alte agenții guvernamentale. Oficialii au răspuns la întrebările antreprenorilor urmând să revină cu soluții pentru fiecare dintre problemele identificate.